Draga mea, Lavinia, da, pentru a ajunge această magie frumoasă a Crăciunului și în casa lui Moș Crăciun, trebuie să avem invitați minunați. Da, da, trebuie da. Să fim colindați, trebuie să fim cântați. Invitați care ne vor colinda, doamnelor și domnilor, astăzi ne vor cânta, ne vor încânta Laura Dodan și nu vine singurică, vine împreună cu Rareș. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața! Ce frumoasă este viața! Bam, 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 bam! Bună dimineața, să știți că mai aproape că de noi așa și cu fața la camere, să vă vadă tot poporul! Să ne vadă, să ne vadă, da? Laura n-a venit cu mâna goală, nici la propriu, nici la figurat. Nici data trecută nu am venit cu mâna goală și de fiecare dată când o să vin aici, o să vin cu câte ceva. Ce ne-ai adus în această dimineață? Coale în brâu, da, sunt făcute de bunica, că eu nu sunt în măsură să gătesc. Încă? Da, da, de ce încă, nu? Da. De ce nu încă? Nu-mi permite timpul. Ar trebui timpul. Să furi secretele de la bunica. Cum o cheamă mai pe bunica târziu? Ta? Bunica Anica și pe această cale vreau să o salut pe bunica Anica și pe bunici, de fapt, pentru că i-am pe toți în viață și mă bucur. Doamne ajută! Fapt. Ce frumos! Să trăiască, să fie sănătoși, vă salutăm și noi cu drag, bunica Anica, și să-i spuneți secretele nepoatei dumneavoastră mai târziu, să știți că îi vor fi de folos, cu siguranță. Așa este. Ni le dai sau vrei să gândi? Nu, că suntem la dietă. Nu, să le arătăm și noi frumos telespectatorilor. Priviți, doamnelor și domnilor, bunica Anica a muncit în această dimineață pentru noi, dar și pentru dumneavoastră, pentru că poalele în brâu fac magie de Crăciun la matinal și populari. Ce ne vei cânta în această dimineață? O să vă cântăm o colindă alături de Rareș. Rareș este colegul meu de clasă și suntem foarte buni prieteni. Vreau să-i spunem și lui bună dimineața, Rareș. Bună dimineața. Să te salutăm și pe tine. Rareș Drânceanu, bine ai venit la noi. Mulțumesc. Gândiți la un instrument care, la care se cântă foarte greu, dar cu niște sunete extraordinare. Putem spune că face magie. Ei, Lavinia, eu zic să mâncăm o poală în brâu, dacă mă înțelegi da. Ce vreau să zic. Să luăm micul dejun în familie. Și să ascultăm un colind. Doamnelor, domnilor, în această dimineață, Laura Dodan, împreună cu Rareș, ne colindă. Ascultați-i și dumneavoastră.